Mergem la următoarea noastră invitată, care este cea mai rapidă patinatoare din România și vine să ne spună povestea ei. Dar mai întâi haideți să urmărim cum se antrenează și cât suflet pune în competiții. Priviți! Gata? Da! I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Wow! Spectaculos materialul, iar Mihaela Hogaș este la fel de spectaculoasă, eu zic să o primim cu aplauze. Super tare. Mulțumesc. Deci eu nu pot să-mi imaginez cum sunt antrenamentele tale, pentru că vreau să le spunem celor de acasă. Ea este campioana Mihaela Hogaș, cea mai rapidă patinatoare din România. Da. De viteză, nu? Da. Că, normal, dacă e rapidă, ce puteți fie doar? Nu-i de mers pe jos, nu? Da. Mamă, ești tare. Ești multiplă campioană națională? Da, sincer, nu știu de câți ani. Hai să stăm aici la bar, vrei? Da, sigur. Te rog. Zim, vrei o apă, o cafea? Ce vrei? Floricele? Nu. Uite, ia-mă loc. Okay. Vrei? Zim, spune dacă vrei. Apă, nu, cafea? Nu, 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 nu beau cafea, mulțumesc. Apă? Nu, nu, nu. Mai bine. Mai bine. Floricele? Nu, nu, nu. Hai, mă, ceva, trebuie să te servim cu ceva. Nu. Te rog frumos, zim. Da, cu un fresh, da. Fresh de portocale? Da. Fii atentă, până pun eu floricelele, tu spune-mi exact câte titluri ai în palmares. Nu știu, n-am venit pregătită să-mi zic câte titluri, sincer. Într-adevăr, sunt campioană națională, am început de la junior, de când aveam, cred că, 14 ani. Și am continuat să fiu campioană națională și la senior, deci aș putea să spun că de vreo 6 ani, să zicem, 7 ani. De 6 ani. Am observat antrenamentele alea care mi se par extrem de grele. Da, noi avem nevoie de foarte, foarte multă pregătire fizică. Sincer, chiar m-am emoționat când am văzut videoul, pentru că știu câtă pasiune pun. Și uite-te aici, deci aici, practic, zici că te pregătești de o luptă, pe cuvântul meu, de onoare. Chiar este o luptă și asta este partea frumoasă, pentru că am sincer și câteva imagini când se vede pe fața mea că îmi vine să plâng de foarte multe ori, îmi vine să plâng de oboseală, dar nu mă pot opri, bineînțeles. Îl am și pe antrenor care trage de mine foarte mult și mă ajută să-mi ating potențialul maxim, pentru că până la urmă asta e cel mai important în sport. Iar de cele mai multe ori te antrenezi în Germania. Da, din păcate noi nu avem în România un patinoar specific patinajului viteză de 400 de metri. Noi ce avem este, să zicem, de 111 metri. Avem nevoie ca o pistă de atletism, atât de mare să Adică tu 6 luni stai în Germania ca să te antrenezi? Da, eu acum am venit în Germania, cred că sunt de 4 zile. Plec duminică iarăși. Am norocul să-mi fac sărbătorile acasă. Deși noi în echipă suntem ca o familie, energia de acasă și tot colectivul și prietenii și tot îmi dă multă putere să mă antrenez. E spectaculoasă, pe cuvântul meu, și felicitări. Mihaela Hogaș, așa ești pe Instagram? Da. Mihaela Hogaș, felicitări. Mi se pare extraordinar ce faci. Iar visul tău este să ajungi la Olimpiadă? Da. Știu că la început poate să zicem că se pară un pic ciudat, pentru că noi, de exemplu, avem și probleme în federație, niciun sportiv din România nu este finanțat de federație. Noi avem, eu, să zicem, eu și echipa mea avem noroc cu clubul la care suntem, cu Corona Brașov, bineînțeles cu antrenorul care face tot posibilul, fără el nu aș fi ieșit, cred că, nici din țară, și cu sponsorul meu, cu Comitetul Olimpic, dar atât, din păcate. Câți ani ai?
22 sau 3. Nu știu, nu mai număr, că mă bătrânesc și nu mai pot. Mulți înainte, oricum. Știi ce mi se pare mie foarte tare? Cum te-ai apucat de sportul ăsta într-o țară în care, exact cum spui tu, nu are condițiile pentru așa ceva? Da, în Brașov avem o pistă de patinaj, de role. Eu, da, sincer, nu am știut că deci este... Deci ai început pe role. Da, eu n-am știut că este sport de iarnă și am început pe role. Din curiozitate, eu oricum, fiind o fire competitivă, bineînțeles că să mă întrec cu cineva, noi în patinaj ne întrecem câte doi, de exemplu. Și pentru mine a fost perfect. Și mai apoi antrenorul mi-a spus, pentru că de când eram mică, până la urmă el m-a învățat să patinez până în momentul ăsta cu cea mai mare performanță, mi-a spus că tu ai potențial să ajungi campioană națională. Și pentru mine a fost extraordinar. A fost cânteia aia care a declanșat și a zis, da, asta o să fac. Și am vrut să fac de performanță, am ajuns să fiu campioană națională, am ajuns și pe gheață. Un pic ciudat pentru mine la început, mai ales când am început să merg la cupe mondiale, pentru că un pic am fost intimidată să văd ce au celelalte țări, sincer. Ce au? De toate. Da, m-am speriat un pic, pentru că ei aveau 5 antrenori, aveau 5 fizioterapeuți, aveau, bineînțeles, patinoar, aveau federație, costume la fel, noi nici măcar nu aveam echipamente la fel și un pic a fost foarte ciudat. Dar am trecut foarte ușor peste asta și în momentul în care am ajuns să le bat pe celelalte fete, atunci ne-am câștigat și noi respectul și suntem văzuți foarte, bine, deci foarte bine. Noi participăm la campionatele astea cu tricourile de acasă. Nu, acum suntem mult mai bine. Da, acum suntem foarte bine, de exemplu. Avem echipament. Într-adevăr, poate ar fi prea mult să cer un patinoar în România, nu știu dacă e prea mult, dar aș cere mai multă implicare și susținere, sincer. Deci foarte tare. Mihaela Hogaș, căutați-o pe Instagram, e păcat să nu fiți prieteni cu această campioană. Știi ce vreau să te mai întreb? Cât prinzi acolo? Cât ți arată kilometrajul? 50-60 la oră. Păi, deci tu mergi cu 60 de kilometri la pe oră? Pe un milimetru, da. Cum pe un milimetru? Păi, lama are un... A, pe un milimetru, da. Stai că mă gândeam la distanță, nu înțelegeam. Nu. Lama are un milimetru, da. Adică cât o lamă de cuțit? Da, este mult mai subțire decât o lamă de... Uite, aici te-ai întrecut cu o mașină. Da, aici am făcut noi un video foarte, foarte drăguț, eu cu echipa mea. Băi, fabulos. Deci aici ai întrecut cu o mașină pe role, nu? Da, am schimbat, am făcut un fel de ștafetă, am schimbat cu colegii mei și antrenorul a schimbat și două mașini. Noi pusesem un pariu și aici ne-a dat banii pentru că Max câștigase, da. Deci stai un pic, eu arăt așa, uite aici cum vă treceți. Băi, nene, băi. Benzină sau electric ești? Că nu-mi dau seama. Sincer, nici eu. Diesel nu ești. Ai ceva supraomenesc în tine. Aici trebuie să schimbe mașina antrenorul. Da. Mamă, deci tu mergi aici cu 60 de km la oră, ferească Dumnezeu, dacă e o petricică pe... Da, e foarte periculos, mai ales pe role. Noi încercăm, adică vrem dacă... să le spunem celor care se uită la noi să nu încerce așa ceva prin parcuri, dacă nu sunt autorizați, nu? Sau dacă nu muncesc. Uite, ți-a făcut ciucă, da, fresh, mulțumesc. Ai văzut? Noi suntem, dacă ai nevoie de fizioterapeuți în echipă, de oameni care să-ți facă fresh-ul, să-ți caute, să-ți care patinele, noi ne băgăm. Deci orice vreau să le arăt celor acasă, așa arată un cuțit, da? Și asta este grosimea pe care o are, sau invers? Nu, este invers, era prea, așa? E prea gros. Nu, asta invers. E prea gros? Da, nu putem să prindem viteză dacă e atât de așa? Gros. Așa? Da. Deci tu pe așa mergi, nu? Da. Cu 60 de km la oră? Încercăm 60 băieți, eu să zicem că prind cam 50 și... Dar tu ai record național la 500 de metri, da. Sprint. Da, eu sunt sprintoriță, chiar dacă nu par, pentru că de obicei sprintorii sunt foarte puternici. Eu par un pic slăbuță și... Dar este doar aparență. Eu sunt deci puternică. Nu vă puneți cu ea, că o să vă mănânce pe pâine. Ești foarte tare, jur. Mulțumesc. Unde urmează? Care e următoarea competiție? Acum voi pleca în Germania să mă antrenez. Mai apoi mergem în Olanda, că avem campionatul european. Da. Ai căzut vreodată? Te-ai accidentat? Da, am căzut pe role destul de tare. Și încă mai am și genunchii mei arată foarte îmbătrâniți, sincer. Din cauza asta, nu? Da, am căzut de multe ori. Nu știu de ce pe mine oamenii, când eram mică, aveam cred că 10 ani, și pe mine oamenii mă întrebau, dar încă mai faci? Și eram, de ce aș renunța doar de la o căzătură? Nu puteam să înțeleg chestia asta. Săraci oamenii vedeau mai multe căzături. La tine era doar o căzătură. Da, mie îmi părea mai mult rău de mama mea, că atunci când mă vedea... Julită. Da, îi se rupea sufletul, la fel și sora mea, și mi se rupea mie sufletul de ele. A fost... Da, dar n-ai renunțat. Nu, cum să renunț? Pentru mine a fost
Nu există să renunți. Și am mai căzut acum, de exemplu, în Polonia, la Cupa Mondială, am căzut de... Am avut niște probleme la spate, pentru că am căzut pe gheață. Dar aveam destul de mare viteză și n-am putut să prevăd căderea și m-am lovit un pic. Mihaela Hogaș, oameni buni, e pe Instagram, căutați-o, fabuloasă, jur, ești senzațională. Prieten ai? Nu. Nu, îmi petrec... Nu. Nu, n-am zis nimic. Îmi petrec foarte mult timp afară și momentan sunt ok, așa. E singurică? Da. Vino să te ținem în brațe. Vă rog frumos, Mihaela Hogaș pe Instagram vă așteaptă. Perfect, să ai mult succes și sunt convins că acum mama ta, care era cu sufletul la gură, speriată că fetița ei se tot lovește, acum e mândră de tine. Da, și sper. Pentru energia și forța ta, să nu te dai bătută. Mulțumesc mult, mulțumesc de invitație. Te mai așteptăm. Chiar vin, abia aștept. Gata, deci când mai te întorci, de fiecare când cred vii că în țară, în martie. În martie vii la noi? Îți aducem flori, dacă vii de 1 martie sau de 1 martie îți dăm flori. Nu știu când ajung în țară, dar cred că... în martie. Te așteptăm. Te așteptăm cu un buchet de flori. Mulțumesc. Mulțumim mult de tot. Să ai succes. Mulțumesc și eu. Mulțumesc, Doamne. Ești foarte tare, jur. Mulțumesc. Mihaela Hogaș, oameni buni, v-am spus numele de mai multe ori că ați o căutați pe Instagram, pentru că este cea mai tare.